Când faci filmulețul ăsta, te rog frumos să selectezi cu Catrinzita Jones să mă joace pe mine. Că este așa latino-exotică și speak English bine. Du masa, ne mutăm la masă. Ia, mută, mută, avem grătarul. Mută, repede, luăm masa. Salutare și bine ați venit la un nou video cu Daniel și Dad Exploring, bineînțeles. Daniel, ce spui? Hi. Cum spui? Hi. Copiii sunt aici la joacă. Joacă, ce jucați voi? Șah? Bravo. Haideți să vă arătăm cum... Să vă arătăm, ce ciudat sună. Haideți să vă arătăm cum arată un parc de picnic aici în Anglia. Ne scuzați un pic, trebuie să ne mutăm. A, dar uite, putem să punem pătrule de picnic acolo, pe iarbă, unde e ăla de grătar, că acolo pun grătarul. Da, acolo, da. Uite, acolo o să punem grătarul, îl mutăm acolo la pietricele și pătrule le punem acolo, lângă copac, lângă copac. Nu, nu, lasă-le așa cum sunt, e la fix. Copiii vor să fugă. Am pregătit carnea pentru hamburgeri, facem aici hamburgerii pentru copii. Sunt fani hamburger copii. Și ne apucăm și de grătare. Cum arată, mă? Ce zici? Nu v-am făcut cunoștință. Raluca. Ce faci, Raluca? Ce mănânci? Tu mănânci gumă. Înainte să fie? Ce mănânci gumă. Tu mănânci gumă și mamaie. Ce cauți, mamaie? O bere? Păi dă-i aia înapoi. Mânerul. Așa. Și acum ridici. Ridică ca... Așa. Gata berea. Un bărbat sexy n-ai acolo? Gata berea, unde? În dulap, în ladă. Ținu la rece. Suntem în Forest of Dean, în pădurea lui Dean. Auzi, păi da, cheamă-mă pe Dean ăsta, cine o fi Dean ăsta? Numai că s-a dus, a pierdut în pădure. Într-un parc. Am venit aici să facem grătar. O așteptăm și pe Diana să vină și am vrut să vă arătăm și vouă cum arată un parc din Anglia. Uite, burgerii sunt aproape gata. Ne cad nucile în cap. Carne tocată, ne cad, aolo, da, ne cad d-astea. Zi, mă, nu sunt, mă, nuci, sunt ghinde. Burgerii sunt aproape gata, cred că am pus eu cam multă ceapă, dar n-are nimica că n-avem întâlnire. A, dă-i cu ghinda, da, dă-i cu ghinda. Adică ceapa e bună, mă, că e dulce. Am plătit parcarea, cât e? Eu am plătit, iară, Raluco. De ce nu ți-ai făcut? Dă tâmpit, că nu mi-am făcut. Doamne, 36 de lire pe an, mă. Da, mă, pare. Știu, e 36 de lire pe an, toată... Nu-ți reducere, deci, primești. Pentru două mașini... N-am internet. N-am internet, ce, o fac acasă. Da, am uitat, mereu uit. Uite că am făcut 5 burgeri de ăștia mari. Link-ul și ți-o faci. Așa, am link-ul. Să-ți o faci cu mâna ta. Am link-ul. Are link-ul. Dar n-am creierul. Dar n-am avut timp. Pornirea. Ce să fac? Și am plătit 5 lire toată ziua parcarea. Trebuie să vină Diana să plătească, da, trebuie să vină Diana să plătească și ea parcarea. Aia e problema. Și la Luca că e pe acolo pe undeva mașina. Unde să-i spun că n-avem semnal aici la telefon? Lasă-o în pace. Că dacă o lasă, nu știu cum, nu plătește parcarea. Așa? N-are ce să facă. Și mamaia se ocupă de grătar, cred că este bun acolo ce face mamaia. Hai să vedem, mă spăl pe mâini și vorbim mai încolo. Nu știu ce să vă zic vouă. Da, știți vorba aia? Bă, cine n-are bunici, să-și cumpere. Da. Uite cum ne ajută bunica aici, la grătar. Nu mai știi să toc în rumenien. Nu mai știi să toc în rumenien, tu? Păi vino aici să întorci food-ul. Vino aici să întorci food-ul după masă. După barbecue? Uite ce dă, dar e multă lume, mă, oricum vine multă lume aici. Încă nu e multă, știi cum e? Și încă nu e multă lume, a? Asta e puțină, se face pătură lângă pătură și scaun lângă scaun. Da? Da. Deci nu aveai unde să parchezi mașina, le lăsasele pe stradă. Deci pe strada pe care am venit atunci. Da, erau mașinile așa și Beacon Horse la fel, erau mașinile lăsate. Pe și stradă? Unde e panta când păi, dar ei nu știau de overflow-ul care mi l-ai zis tu. Da? Overflow, ca apropo... Cu vorbim în tendinți. Și cu polenta. Bă, și polenta.
Bă, dacă aveau polenta, nu vine să cred la Lidl de vânzare. Cum să vinzi polenta? Dar gata făcută, ce ai? E gata făcută. Dar cum să nu știi ce să faci mămăligă gata acasă? Făcută. Ce, mă? Ăștia nu știu. Nu am semnal. La ce țin tele? Dar mă uit la ceas, de fapt. E 4. Trebuie să apare și Diana. Mamă, ce tare a fost. Vreau țică? Tare a fost. Dacă toaleta ar fi mai aproape, am bea și noi mai multe beri. Dar, din păcate, e tocmai... Uite acolo, la clădirea aia verde. Dacă o vedeți. E departe rău, așa că ne abținem. Bem apă. Bem apă minerală. Ce zici, mă? Au înghețată. E și înghețată acolo lângă toaletă. Te duci de dragă. Mă, what flavor do you want? Chocolate? De câte... De câte... Aromă de ciocolată. Ce magazin, da? Magazin. Și sirop de arcar. Vine Diana și nu știe că am dat drumul la cameră. Haide vedem să vedem ce ne zice. Cât de rău ne ceartă. Vedem ce perle iese pe gură. Copiii, dar copii unde sunt? Au fugit, nu mai avem copii, gata. Au zis că s-au dus să urce în copac. Probabil se audă undeva până apă, pentru că vedem. De când suntem la civilizație? Te rog frumos, suntem la băncuță, unde facem o ciupercuță. Ca să o mâncăm cu o guriță. Dar vezi ce loc am ales aici, ce loc am găsit cu masă, cu... Cu bere. Cu scaune, cu de toate. Și pe masă scrie clar, interzis copiilor sub 12 ani. Cum e să fii de la muncă, să găsești așa friptura, masa gata? Oribil. Și soarele pe cer? Oribil la muncă. Nu mă pup și pe mine, a? De ce? Aolo. Ia uite, bă. Pe mine nu m-a întrebat asta când am venit. Pe tine nu te-am pupat când ai venit. Mă simt discriminată. Cred că e culoarea. Bă, asta e în familie mâncată. Deci a venit cu cârnatul. Așa fi, mă, tu, bă, la muncă, cu berea și cu cârnatul. Asta e, iar mi-a fost mână de cână. Bă, am legume roșii, ai? Nu bezi bere la grătar, că aveți nevoie de toaletă. Da, cam, bă, eu oricum mă îmbud, da? Nu e bun nimic cu acid, nu? Păi avem și țuică, cum? I-am dat o țuică. Țuică cu acid. Am băut o țuică împreună. Haideți să mergem la toalete, să vă arătăm și toaletele. Ne arătăm toaletele? Raluca, ce faci, mă, vii cu mine? Se plătește? E cu bani? Plătește, e gratis toaleta. Plătești în pișu. E gratis? Aolo. Și dă și să pun masarul, dă și să pun să se speli pe mâini. Uite ce departe e masarul, trebuie să urci o coasă. Și ți-am zis? Trebuie să o las acum pentru toată ziua ca să nu mai trebuie să vin iară. Am închis la înghețată. Bă, dar ce container mișto are, vezi, e îmbrăcat containerul de înghețată. Și are generator în spate. Da, mă, dar e îmbrăcat în lemn, știi, l-am îmbrăcat în lemn ca să nu se vadă că e container. Și ține și mai, știi că altfel nu se face... Ține și recoare. Mua. Uite ce departe, bă, deci n-ai văzut. Pentru disabilități, pentru bărbați... Pentru femei și acum intrăm așa. Care sunt dizabilitățile? Aia. Aici sau aici? Acolo? Aici. Nu, mă, acolo sunt dizabilitățile. Hai. Hai să vedem, puș. Nu, lasă că mă uit la bărbați. Bă, dar chiar e curat, să știi. Cine a făcut curat aici? Pă bune? E super curat, ia uite și săpun gratis. Filmă bine, deci când faci filmulețul ăsta trebuie frumos să selectezi pe Catherine Zita Jones să mă joace pe mine. Că este așa latino-exotică și speak English bine. Poate așa orice. Poate pe cum să. Femeia are engleză de râs. Dar aș fi ales-o pe, cum o cheamă? Cameron Diaz, dar e cam blondă. E cam blondă, nu, te, nu, nu, nu ne potrivim. Nu ne asemănă la păr, la onduleuri. Ia uite, copiii se distrează acolo. Bineînțeles. O filmezi. Da, filmez.
Când te speli pe mâini, știi, trebuie să apeși pe butonul să vină apa la chiuvetă. Ah, când te speli pe mâini. Da, da, și la femei sare. Păi la bărbați nici nu curge. Curge, adică, dar trebuie să stai apăsat. I-a zis lui Masaru, când face filmul ăsta, casa și distribuția, dacă știam, în locul meu să joace că credeasta să o luăm niște sare, să punem pe cinte. Ia uite aici, Masaru, ia uite astea. Păi uite alea, ce mișto e ceapa aia arsă. Ei, mie alea îmi plac așa, că de-aia vreau neapărat să văd cum e burcă ceapă. Nu se bagă și ardei, mie îmi place și ardei. Nu se bagă, nu, nu, nu. Nu, carne de vită. Ceapă, piper, sare și atât. Și un pic de pătrunjel, dacă vrem. Mult, așa. Dar un pic, nu mult. Un pic. Că nu se mai leagă după. A, și ou. Am uitat de ou. Uitaș. Ou, neapărat. Da. Știi cum v-am găsit Masaru? După pălăria lui Masaru. Se vede de acolo, bătea soarele în Masaru în cap. Bătea soarele în Masaru. Noroc cu pălălia. Dar știu că ai vrut să te duci la Nămol acolo. Ți-am trimis mesaj. Păi da, n-ai semnal, Raluca. N-ai semnal, Raluca. Când vii aici, sus ai fi, dar când vii aici nu mai e. Aici am avut și net. Uite-mă că ți-a arăt că l-am băgat aici de desubtul mesc. Ești acolo lângă Gabi. Treci lângă Gabi. Hai, ia o parfurie și pentru Gabi. Imediat vă aduc și pâinea cu burgerul. Burger. Păi uite aici. Punem pasurile astea. Te așa să le duc asta la copii. Du, că pun pe alta. Uite, pun aici. Luați aici, doamna. Mersi, doamna. Doamna. Ia. Ah, uite, ți-a dat masajul și farfurie aia, că nu mai dat asta de Christmas. One corn. Eu încep un burger, pan. One corn. Ah, uite, burger. Ai făcut mami. Păi ia-ți, mă, burger banul e așa cu tot, cu asta, cu tot. Nu mănâncă el atâta pâine mâncat așa. Păi unde bagă burger banul? Nu porumbu, mă, burger banul bagi acolo. Nu mănâncă burger. A, nu mănânci burger? Bă, ketchup, Ioane! Ketchup, mă! Vreau și-o, vă rog frumos. Can you put ketchup on my burger bun? I'm making what's called a healthy burger. What, everybody? Nu mai e nimeni pe aici. A plecat toată lumea, au rămas mesele goale. Noi nu ne grăbim nicăieri. Avem copiii acasă. S-a dus la toaletă. Cine? Toată lumea s-a dus la toaletă? Păi am fost noi și s-au dus toți. După ce am făcut reclamă la toaletă, s-au dus toți. Am văzut ce repede. Nu, Gabi, o să cazi, o să mor. Gabi, o să cadă ghinde pe tine și spar capul. Gabi, over side. Go there. Go there. Leave me alone. If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below if you want to enjoy more of our content. Și tu ce spui? Only quality content. Pa, Diana!